O așezare veche de aproximativ 7000 de ani a fost descoperită de arheologi în zona localității Limba lângă Alba Iulia. Cercetările au fost demarate în 1 februarie de Muzeul Ioan Raica Sebeș și vor fi finalizate în luna iunie. Au fost descoperite urme ale unui sat vechi de circa 7.000 de ani, cu locuințe de suprafață, locuințe adâncite și o serie de anexe gospodărești. Descoperirile fac parte din perioada neoliticului timpuriu, respectiv cultura vinca. Arheologii știau despre existența sitului, în condițiile în care în trecut au mai existat campanii de cercetare a acestei zone. Specialiștii includ așezarea din localitatea limba în categoria siturilor cheie, pentru rezolvarea complexelor probleme ale Neoliticului timpuriu și dezvoltat din bazinul mijlociu al Mureșului. Inventarul special descoperit de arheologi este foarte bogat: idoli, ceramică pictată, obiecte din corn, piatră și obsidian, aceste obiecte care vor spori colecția muzeului din Sebeș și vor face obiectul unei expoziții speciale după finalizarea activităților de restaurare. Conform legendei, s-ar părea că pe vatra satului Limba au trăit dacii care erau organizați într-un grup războinic a căror simbol era lupul. Legenda pricolicilor face referire la ritualurile de inițiere a tinerilor lupi. În urma obiceiurilor, locuitorii acestor meleaguri au ajuns să fie cunoscuți sub denumirea de oamenii lup sau pricolici.